Bună ziua! Sunt Leica Valerica, profesor de matematică la Liceul de Transporturi Auto Traian Vuia din Galați. Pentru început ne vom ocupa de o nouă mulțime de numere, care este la fel de importantă ca și mulțimile studiate în clasele anterioare. Să ne reamintim care sunt acestea. Mulțimea numerelor naturale, mulțimea numerelor întregi, mulțimea numerelor raționale, mulțimea numerelor reale. Știm că între aceste mulțimi avem următoarea relație. Mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi, este inclusă în mulțimea numerelor raționale, care este inclusă în mulțimea numerelor reale. Numerele complexe nu reprezintă rezultatul unor măsurători și din acest motiv această teorie are un caracter mai abstract, mai formal decât teoria numerelor reale. Astăzi, vom studia noțiunile legate de mulțimea numerelor complexe și vom vorbi despre forma algebrică, egalitatea a două numere complexe, operații cu numere complexe scrise sub formă algebrică. Se știe că în mulțimea numerelor reale, o ecuație de formă x la a doua plus a egal cu 0, unde a mai mare ca 0, nu are soluții reale. De aceea se pune în mod necesar problema extinderii noțiunii de număr. Numerele complexe au aplicabilitate în mecanică, electrotehnică, fizică atomică, hidrodinamică și chimie. Ne vom ocupa de forma algebrică a unui număr complex. Formal, mulțimea numerelor complexe reprezintă mulțimea tuturor perechilor ordonate de numere reale AB, înzestrate cu operațiile de adunare și înmulțire definite mai jos. Așadar, oricare ar fi numărul complex Z aparține lui C, Z egal cu perechea AB, atunci acesta se poate scrie sub forma Z egal cu A plus BI, unde A și B sunt numere reale și I pătrat este egal cu minus 1. Această scriere a unui număr complex se numește forma algebrică a unui număr complex. Numărul A egal cu real de Z se numește partea reală a lui Z. BI se numește partea imaginară a lui Z. Numărul real B egal cu imaginar de Z se numește coeficientul părții imaginare a lui Z, iar I se numește unitate imaginară. Pentru mulțimea numerelor complexe, se adoptă notația C egal cu Z cu proprietatea Z egal cu A plus BI, unde A și B sunt numere reale, iar I pătrat egal cu minus 1. Avem următoarele observații. Dacă imaginarul lui Z este egal cu 0, atunci numărul complex Z este real. Dacă real de Z este egal cu 0, atunci numărul complex Z este pur imaginar. Următoarele exemple de numere complexe scrise sub formă algebrică sunt Z1 egal cu 2 plus 3i, Z2 egal cu minus 5 plus 4i, Z3 egal cu 7i și Z4 egal cu minus 8. Vom identifica partea reală și coeficientul părții imaginare pentru fiecare număr complex. Real de Z1 va fi egal cu 2, imaginar de Z1 va fi egal cu 3. Real de Z2 va fi egal cu minus 5. Imaginar de Z2 va fi egal cu 4. Real de Z3 va fi egal cu 0. Imaginar de Z3 va fi egal cu 7. Se observă că numărul complex Z3 este pur imaginar. Pentru Z4, partea reală este egal cu minus 8. Coeficientul părții imaginare a lui Z4 este egal cu 0. Z4 este număr real. Egalitatea a două numere complexe, fie numerele complexe Z1 egal cu A plus BI și Z2 egal cu C plus DI.
Numerele complexe Z1 și Z2 sunt egale dacă și numai dacă au părțile reale egale și coeficienții părților imaginare egale. Așadar, A plus BI egal cu C plus DI dacă și numai dacă A este egal cu C și B egal cu D. Sau, altfel scris, real de Z1 egal cu real de Z2 și imaginar de Z1 egal cu imaginar de Z2. Vom exemplifica prin următorul exercițiu. Să se determine numerele reale X și Y din IR dacă are loc egalitatea. 2X plus 7 plus Y minus 5 totul pe lângă I egal cu minus 13 plus 2I. Partea reală a numărului din stânga este 2X plus 7. Partea reală a numărului din dreapta este minus 13. Coeficientul părții imaginare a numărului din stânga este Y minus 5, iar coeficientul numărului din dreapta, coeficientul părții imaginare a numărului din dreapta este 2. Am obținut un sistem de două ecuații și două necunoscute, rezolvând prima ecuație vom obține 2x egal cu minus 20, iar din a doua ecuație obținem că y este egal cu 7. Se observă că x-ul va fi egal cu minus 10, iar y 7. Este egal cu 7. Vom continua cu operații cu numere complexe scrise sub formă algebrică. Dacă Z1 și Z2 sunt două numere complexe scrise sub formă algebrică, Z1 egal cu A plus BI și Z2 egal cu C plus DI, prin adunarea celor două numere complexe vom obține un număr complex Z1 plus Z2 egal, unde se adună partea reală a lui Z1 cu partea reală a lui Z2 și partea imaginară a lui Z1 cu partea imaginară a lui Z2. Știm că operațiile definite pe mulțimea numerelor complexe respectă aceleași reguli ca și în cazul numerelor reale, cu amendamentul cu i pătrat egal cu minus 1. Proprietățile adunării sunt asociativitatea, comutativitatea, 0 este element neutru pentru adunarea numerelor complexe, orice număr complex are un opus. Înmulțirea numerelor complexe. Z1 înmulțit cu Z2 va fi tot un număr complex, care se obține astfel. Știm că Z1 era A plus BI, Z2 era C plus DI. Dacă vom înmulți cele două paranteze, vom obține AC plus ADI plus BCI plus BDI pătrat. Cum I pătrat este egal cu minus 1, obținem relația scrisă mai sus, adică AC minus BD plus BC plus AD, totul pe lângă I. Proprietățile înmulțirii sunt asociativitatea, comutativitatea, 1 este element neutru pentru înmulțirea numerelor complexe și orice număr complex diferit de 0 are un invers care este notat cu z la minus 1. Proprietatea care leagă cele două operații între ele se numește distributivitatea înmulțirii în raport cu adunarea. Vom rezolva următorul exercițiu. Dacă z1 este egal cu 4 minus 2i și z2 egal cu 5 plus 5i, pentru adunarea celor două numere complexe,
Vom înlocui Z1 cu 4 minus 2i și Z2 cu 5 plus 5i. Desfacem cele două paranteze și vom obține 4 minus 2i plus 5 plus 5i. Adunăm partea reală cu partea reală, vom obține 9 și partea imaginară cu partea imaginară și vom obține 3i. Continuăm să aflăm cât este 2z1 plus 4z2. Înlocuim z1 cu 4 minus 2i și z2 cu 5 plus 5i. Desfacem parantezele și vom obține 8 minus 4i plus 20 plus 20i. Adunăm 8 cu 20 și vom obține 28 și minus 4i plus 20i va da 16i. Pentru Z1 înmulțit cu Z2 vom înlocui cele două numere complexe cu, da, 4 minus 2 și 5 plus 5i și efectuând înmulțirile avem 20 plus 20i minus 10i minus 10i pătrat. Cum i pătrat este minus 1, înlocuim la sfârșit, calculăm 20i minus 10i și vom obține 10i, iar aici plus 10. Deci rezultatul final va fi 30 plus 10i. Atenție aici! Ținând cont că i pătrat este egal cu minus 1, vom scrie puterile lui i sub următoarea formă. Deci, i pătrat este egal cu minus 1, i la a treia va fi egal cu minus i, i la a patra va fi egal cu 1. Începând de la i la a cincea, din 4 în 4 se vor repeta puterile. Deci, ca să putem înțelege mai bine acest lucru, vom rezolva următorul exercițiu. Să se calculeze suma. Este egal cu i plus i pătrat plus i la a treia plus i la a patra plus i la a cincea plus i la a șasea plus i la a șaptea plus i la a opta. Deci suma va fi, este egal cu i plus i pătrat, știm că este minus 1, i la a treia am spus că este minus i la a patra este 1, i la a cincea, după cum se observă, este i la a șasea este minus 1, i la a șaptea va fi minus i, iar i la a opta va fi i. Adunăm primii 4 termeni, vom obține că este egal, suma este egală cu 0. În mod asemănător, următorii 4 termeni, dacă îi adunăm, vom obține tot 0. Deci, în final, suma noastră va fi egală cu 0. Pentru a aplica cele învățate mai sus, vom încerca să rezolvăm următoarea fișă de lucru. Primul exercițiu îmi cere să aflăm numerele reale x și y din egalitatea. 1 minus 2i tot înmulțit cu x plus 1 plus 2i tot înmulțit cu y egal cu 1 plus i. Dacă desfacem parantezele, vom obține x minus 2xi plus y plus 2yi egal cu 1 plus i. Se observă că partea reală a numărului din stânga este x plus y, partea
imaginară a numărului din stânga va fi minus 2x plus 2y, tot înmulțit cu y, și am scris la sfârșit i-ul ca să observăm mai bine. Deci, vom avea următorul sistem, x plus y egal cu 1 și minus 2x plus 2y egal cu 1. Deci, în cazul ăsta, coeficientul lui este 1. Prima ecuație o vom înmulți cu 2 și atunci ecuația devine 2x plus 2y egal cu 2. A doua ecuație o scrim ca mai înainte și aplicând metoda reducerii se observă că x-ul dă 0, 2x plus 2y, scuzați-mă, 2y plus 2y va fi 4y egal cu 3. Deci, se observă că y va fi egal cu 3 supra 4. Înlocuim în prima ecuație și avem x plus 3 supra 4 este egal cu 1. De unde x-ul va fi egal cu 1 minus 3 supra 4, aducem la același numitor și vom obține că x va fi egal cu 1 supra 4. Exercițiul 1b se rezolvă în mod asemănător. Deci se desfac parantezele, se identifică partea reală cu partea reală, partea reală din stânga cu partea reală din dreapta și coeficientul părții imaginare din stânga cu coeficientul părții imaginare din dreapta. Pentru exercițiul 2, avem de aflat partea reală a lui Z și partea imaginară a lui Z, știind că Z este egal cu 1 minus I pe lângă 1 plus 2I minus 3 pe lângă 2 minus I. Deci vom avea că Z egal cu, dacă desfacem cele două paranteze, plus 2i minus i minus 2i pătrat. Aici trebuie să fim atenți pentru că avem minus în fața parantezei și vom obține minus 6 plus 3i. Deci, adunăm 2i cu minus i și vom obține plus i. I pătrat știm că este minus 1, vom obține plus 2, minus 6 plus 3i. De unde 1 plus 2 minus 6 va fi egal cu minus 3, pentru că este partea reală, iar i plus 3i va fi egal cu 4i. Și asta este partea imaginară. Pentru exercițiul 3, unde z1 egal cu 3 minus 5i și z2 egal cu 2 plus 7i, va trebui să calculați z1 plus z2, 5z1 minus 2z2, z1 ori z2 și z1 totul la pătrat. Pentru z1 la pătrat, calculați z1 ori z2 sau aplicați formulă de calcul prescurtat. Pentru exercițiul 4, avem de aflat numărul complex z, al călui pătrat este egal cu 3 minus 4i. Deci, voi scrie datele problemei. Z pătrat egal cu 3 minus 4i. Iar Z aparține lui C. Pentru că este număr complex, putem alege ca Z să fie X plus Y, unde X-ul și Y-ul sunt numere reale. Calculăm Z pătrat și luăm forma algebrica numărului complex x plus y, ridicăm la puterea a doua folosind formulă de calcul prescurtat și vom obține x pătrat plus 2xy i plus y totul la pătrat. Deci z pătrat va fi egal cu x pătrat plus 2xy
plus y la pătrat ori y la pătrat. Știm că y pătrat este egal cu minus 1 și atunci vom avea x la a doua plus 2x y minus y la pătrat. Cum z pătrat este egal cu 3 minus 4y, vom scrie următoarea relație. X pătrat plus 2x y minus, atenție, aici este la pătrat, minus y la pătrat este egal cu 3 minus 4y. Partea reală a numărului din stânga se observă că este x la a doua minus y la a doua. Și va fi egal cu partea reală a numărului din dreapta, care este 3. Coeficientul părții imaginare a numărului din stânga este 2xy și va fi egal cu coeficientul părții imaginare a numărului din dreapta, care este minus 4. Din ultima relație a sistemului, vom obține că xy va fi egal cu minus 2. Cum x-ul este diferit de 0 și y-ul este diferit de 0, vom putea afla y-ul în funcție de x ca fiind minus 2 supra x. Înlocuim y-ul în prima relație, care era x la a doua minus y la a doua egal cu 3, și vom avea ecuația x pătrat minus minus 2 supra x totul la pătrat este egal cu 3. Ecuația echivalentă va fi x la a doua minus 4 supra x la a doua este egal cu 3. Aduc la același numitor relația respectivă, amplificăm primul termen cu x la a doua și aici tot cu x la a doua. Și atunci ecuația devine x la a patra minus 4 egal cu 3x la a doua. Trecem toți termenii în stânga și atunci vom avea x la a patra minus 3x la a doua minus 4 este egal cu 0. Pentru a rezolva această ecuație, vom nota x la a doua cu t. Deci notăm x la a doua egal cu t. Cum x-ul știm că este număr real, t-ul va fi mai mare decât 0. Și atunci ecuația devine t pătrat minus 3t minus 4 egal cu 0. Este o ecuație de gradul al doilea. Vom calcula discriminantul ecuației de gradul al doilea. Ne amintim formula discriminantului delta egal cu b la a doua minus 4ac și atunci va fi 9 plus 16 egal cu 25. Deci T1 va fi 3 plus 5 totul supra 2, 8 supra 2, rămâne T egal cu 4. Iar T2 va fi 3 minus 5 totul supra 2, adică este minus 2 supra 2 minus 1 și cum am spus că t trebuie să fie mai mare decât 0, deci această soluție nu este aplicabilă. În cazul în care t egal cu 4, știm că x la a doua era egal cu t, deci înseamnă că x la a doua va fi egal cu 4. De unde vom obține că x la a doua este egal cu, scuzați-mă, deci
x-ul era plus minus 2. În situația în care x este egal cu 2, obținem y egal cu minus 2 supra 2, adică este egal cu minus 1. Asta înseamnă că numărul nostru complex era 2 minus i. Deci, o să punem cazul 1. Cazul 2. Dacă x este egal cu minus 2, atunci y era minus 2 supra x, deci va fi egal cu 1, iar în această situație z va fi egal cu minus 2 plus i. Pentru exercițiul 5, va trebui să aflăm partea reală a numărului z, unde z are următoarea formă. I plus 2i pătrat plus 3i la a treia plus 6i la a șasea plus 2020i la puterea 2020. Știu că i pătrat va fi egal cu minus 1. I la a treia este egal cu minus i. I la a șasea pentru a-l afla, să spunem mai repede, vom calcula i la a doua totul la a treia. Cum i la a doua este minus 1, totul la a treia, observăm că este egal cu minus 1. Pentru i la puterea 2020, vom folosi proprietățile de la puteri și vom scrie tot așa i la a doua totul la puterea 1010, i la a doua, știu că este minus 1 la puterea 1010 și cum 1010 este număr par, deci rezultatul va fi plus 1. Vom înlocui și vom obține z egal cu i minus 2 minus 3i, i la 6 este minus 1, deci va fi minus 6, i la 2020 este 1, deci vom avea plus 2020. Z va fi deci egal cu minus 2 minus 6 plus 2020 va fi egal cu 2000, este partea reală și voi obține 2012. Minus i minus 3i va fi egal cu minus 2i. Exercițiul ne cerea să calculăm partea reală a lui z și se observă că este 2012. În următoarea lecție vom studia alte aspecte legate de mulțimea numerelor complexe. Vă mulțumesc pentru atenție!